Guvernul pregătește liberalizarea și transparentizarea pieței de energie electrică. Operatorul român Opcom va veni anul acesta în Republica Moldova. Totuși, va exista o perioadă de tranziție în care Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va calcula prețurile pe piața în gro. Amendamentele sunt în dezbatere publică și au fost publicate astăzi. Deocamdată, cel mai mare furnizor este centrala termică din regiunea secesionistă, însă doar operatorul național Energocom va cumpăra de acolo, pentru că firma rusă care gestionează centrala nu funcționează în baza unor criterii de piață. Așteptările sunt dezvoltarea capacităților regenerabile și atragerea investițiilor. Așadar, producătorii mari vor participa pe piața liberă operată de Opcomul românesc. România este un model pentru autoritățile de la Chișinău. Piața Angro de energie electrică va fi împărțită în două niveluri, pentru ziua următoare și pentru ziua curentă. Noua lege va permite crearea unei piețe transparente unde prețurile vor fi determinate de cerere și ofertă. În mod obișnuit, producerea de regenerabile nu poate fi prognozată cu exactitate pentru că depinde de condițiile meteo. Așadar, producătorii mari de energie vor putea să facă actualizările și să vândă excedentele sau să cumpere deficitele pe piața zilei curente. Asta și-a fost logica de a aduce în Republica Moldova un operator de piață deja existent, matur, care are peste 20 de ani de experiență de lucru pe, de organizare a diferitor piețe, ca să nu trecem tot acest proces, nu învățăm de la zero. Deci vom avea, deja s-a luat decizia la Opcom, anul ăsta ei își deschid o filială în Republica Moldova, după care vor, de anul viitor, cel mai probabil că vom avea primele deja tranzacții pe bursă de energie electrică în Republica Moldova. Urmează și în România, și în Republica Moldova să căutăm totuși mecanisme cum să facem această piață lichidă ca investitorii chiar să poată să o acceseze și să-și poată bugeta niște costuri și face niște calcule cu privire la investiții înainte de a declanșa procesul investițional. Pentru că de altfel ei nu vin și nu investesc. Și atunci degeaba facem licitații. Și de asta trebuie să lucrăm iterativ cu investitorii, cu operatorul de piață, cu reglementatorul, ca regulile de joc să le facem cât mai prudente. Deocamdată există trei metode de subvenționare a producției regenerabile, indiferent de capacități. Licitația pentru marile proiecte, care deocamdată încă n-a fost lansată, schemă de suport tarif fix și contorizarea netă, care este destinată consumatorului final, atât casnic cât și industrial, și care se mai numește și prosumator, se va numi acum și prosumator. Ce avem acum? Avem un pachet de amendamente la această lege, care vin în mare parte să ridice sau să asigure bancabilitatea proiectelor mari, adică mă refer la schema de sprijin prin licitație. Propunerea guvernului este de la 1 ianuarie 2024 să se intre în mecanismul de facturare netă. Când o să generăm energie în exces pe care nu o să o consumăm, o să o vindem în rețea la preț de vânzare de producător, iar când o să consumăm energia din rețea, seara, iarna și așa mai departe, noaptea, deci atunci o să cumpărăm la preț final, adică cu tariful de distribuție inclus. Licitația pentru capacități mari înseamnă că statul le va garanta investitorilor că vor vinde energie potrivit unei formule de preț. Prima licitație va fi în acest an pentru energia eoliană. Avem sau nu avem potențial de vânt pentru asemenea proiecte? Da, avem. Ce ne mai trebuie pentru a mobiliza aceste investiții? În primul rând, trebuie să schimbăm și cadrul normativ și acum ne ocupăm de modificarea legii energiei regenerabile pentru a lansa licitațiile pe capacități mari. La prima etapă vom scoate la licitație circa 100 de megawatts de energie eoliană, cu care să vedem ce prețuri vom putea obține. Scopul este să obținem cel mai bun preț pentru consumator. Republica Moldova nu are deocamdată producători mari. Energia regenerabilă acoperă consumul, fie industrial, fie casnic. Ponderea în consumul total este sub 5%. Cu cât este mai mare consumul, cu atât este mai avantajos din punct de vedere economic o investiție de genul acesta. Agentul economic producător, care este, are un consum mare, este, considerăm că și în mecanismul de facturare netă poate să aibă un model financiar avantajos, adică dacă evaluează investiția versus recuperare.
Din ce considerent? Este important ca centrala să fie dimensionată după curba de consum. Deci fiecare consumator are o curbă de consum. Deci, în mod normal, fabricile nu lucrează noaptea și nu lucrează în weekend. Exact cum nu produc panourile, da? O centrală fotovoltaică. Și atunci, dacă noi dimensionăm corect, adică nu o supradimensionăm ca să avem o investiție mare inutilă, dimensionăm puterea centralei exact sub curba de consum, noi asigurăm un autoconsum corect și în acest context, adică practic tot ce o să producem o și să consumăm. Sau dacă o să avem un excedent, o să avem foarte puțin în anumite ore. Nu vom acumula excedent mult ca să simțim nevoia că nu a fost compensat sau nu a fost plătit după cum am avea așteptări. Cea mai mare creștere de capacitate instalată în Republica Moldova în ultimii ani și în special în ultimii luni vizează anume aceste mecanisme, mecanismul de contorizare netă, care anume vizează consumatorul care își poate instala și substitui energie din rețea cu energie regenerabilă produsă la locul de consum. Deci dacă noi la sfârșitul anului 2022 aveam în jur de 30 ceva de megawatts total instalat prin acest mecanism, la jumătate de an 2023, în jumătate de an, noi practic am dublat această cotă. În România, producerea energiei regenerabile a fost subvenționată prin schema certificatelor verzi. Statul elibera pentru firmele producătoare aceste certificate verzi și impunea furnizorului final o cotă de aprovizionare cu regenerabile. Republica Moldova nu ar trebui să repete greșelile pe care România le-a făcut în perioada 2013-2016, respectiv au schimbat regulile jocului în timpul jocului și nu au oferit o predictibilitate investitorilor și datorită acestui fapt România nu s-a mai instalat niciun megawatt în perioada 2016-2022. Deci Moldova trebuie să ofere predictibilitate investitorilor în energia regenerabilă. Rata de recuperabilitate a investiției în sectorul eolian, dacă există predictibilitate, este în jur de 10-11 ani. În urmă cu aproximativ un an sau 2 ani, mai exact, prețurile au început să crească. Era aproximativ 200 de lei pe megawatt, au ajuns undeva la 3000 de lei pe megawatt. Și în momentul ăla toată lumea s-a orientat către instalații solare, pentru că fabricile fiind deschise în timpul zilei, neavând consum noaptea, îi avantajau foarte mult să aibă panouri solare ca să-și acopere consumul. În momentul ăla toată industria solară a explodat la noi. Toți vreau să-și pună panouri, acasă casnicii, fabricile, toată lumea. După ce s-a terminat cu frenezia asta a prețurilor, perioada a început să scadă investițiile în instalații solare. Fântânele Cojalac din Dobrogea este cel mai mare parc terestru din Europa ca dimensiune, întins pe aproape 3 hectare, iar acum 10 ani când a intrat în circuit comercial avea și cea mai mare capacitate, aproape 600 de megawatts, comparabil cu un reactor de la Cernavodă și cu o treime din consumul Republicii Moldova. Investiția a depășit 1 miliard de euro. Eolienele din Dobrogea au asigurat Republica Moldova cu energie în timpul crizei de toamna trecută. Suntem într-un moment în care noi considerăm că ne-am învățat niște lecții pe care suntem bucuroși să le împărtășim. Prima dintre lecții ar fi legată de nevoia ca statul, prin diverse pârghii, să asigure un prag minim de rentabilitate pentru investitori. Există modele europene, da, pe care, într-o formă sau alta, decidenții vor trebui să le analizeze, să uite inclusiv la cazul României, care a folosit schema de sprijin prin certificate verzi și să încerce să adapteze ceva pe specificul local. De la prețul energiei, la aportul consumatorului, la aportul operatorilor de sistem, la producători, la autorități, la tot ceea ce înseamnă, toate trebuie să funcționeze într-un echilibru și fiecare trebuie să-și aducă aportul și să aducă un pic din tot acest puzzle ca să fie funcțional. Fără ca ele să fie într-un echilibru, nu poate funcționa pe termen lung.